Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului! Astăzi vreau să vă vorbesc despre 5 secrete ale citirilor cărților de tarot. După cum știți, v-am obișnuit ca în fiecare lună să practic o citire de tarot care să releve energiile generale ale lunii în care urmează să intrăm, pentru a ști care sunt pașii, care sunt sfaturile, în ce energii ne scăldăm. De fiecare dată combin foarte bine, zic eu energiile și vibrațiile generale transmise de situația planetelor, situația astrologică, în ce poziții, în ce case se află planetele care ne influențează foarte mult stările noastre generale, împreună cu cartea de tarot care este extrasă pentru fiecare zodie în parte. După cum se știe, tarotul cuprinde 78 de cărți, 22 de arcane majore și 56 de arcane minore. Arcanele majore relevă traseul spiritului. De fiecare dată când într-o citire va apare o arcană majoră, nu înseamnă că veți vedea rezultatele concrete și efectele concrete ale acelei cărți în luna respectivă. Ceea ce se vede prin arcanele majore reprezintă energia generală, auspiciile, oportunitatea, calea divină a spiritului vostru. Pe când arcanele minore relevă toată greutatea, situațiile, efortul vostru depus în viața voastră de zi cu zi. De aceea, arcanele minore prezintă tot felul de situații dramatice, drastice, în care vedeți un om spintecat, un om care cară tot felul de bâte în spinare, unul lovit la cap, altul rănit și așa mai departe. Dar arcanele majore sunt întotdeauna niște figuri emblematice, niște arhetipuri generale care arată numai uh, imagini de forță, de foarte mare putere. Ca să nu intru foarte mult în detalii, sigur vă pricepeți foarte bine la cărțile de tarot, cei care urmăriți constant citirile de tarot pe YouTube. Astăzi vreau să vă relev acele 5 secrete pe care vreau să le divulg despre citirile mele de tarot. Primul secret. În tarot nu există niciun fel de magie. Îmi pare rău că îi dezamăgesc pe aceia dintre voi care credeți că, nu știu, stau acasă pe un glob de sticlă și îmi imaginez și am tot felul de clar viziuni și tot felul de puteri paranormale prin care reușesc să văd fix ce se întâmplă în casa voastră. Nu există absolut nicio magie în tarot. În ce sens? De fiecare dată, când căutați un cititor de tarot, intrați pe YouTube. Primul lucru pe care îl faceți este să găsiți un cititor de tarot cu care rezonați. Sunt milioane de cititori de tarot în momentul de față pe internet, de la care puteți ascultați mesajele lor pentru luna respectivă, pentru săptămâna respectivă, depinde ce citiri vă preocupă. Dar nu realizați de fapt că subconștientul vostru face o triere și vă duce în direcția specifică a unui cititor de tarot care vă va transmite un mesaj pe care propriul vostru subconștient vrea să-l aducă în conștientul vostru. Cum se produce acest lucru? Intrați pe Google, intrați pe YouTube și începeți să căutați pentru zodia voastră o citire de tarot. Primul lucru care vă atrage atenția probabil că este thumbnail-ul, acea poză pe care o vedeți și poate fi mai atrăgătoare sau mai puțin atrăgătoare, depinde de cât investește fiecare cititor de tarot în canalul său de YouTube. Alții probabil rezonează cu titlul care apare acolo cu majuscule, atenție, atenție, berbeci, dați marea lovitură, câștigați la loterie sau marea dragoste stă să vină în viața voastră și așa mai departe. Și triați printre acele titluri și printre acele imagini pe care le vedeți. Dar nu realizați de fapt că subconștientul vostru vă ghidează către un personaj anume. Ajungeți la un moment dat să uh, vă uitați la mai mulți cititori de tarot. Cu unul nu rezonați pentru că are o voce pițigăiată. Cu altcineva nu rezonați pentru că e prea năsos, că este prea bătrân, că vorbește prea rar, că vorbește prea repede. Altul probabil că are o etalare care cuprinde sute de cărți și, nu știu, 4-5 decuri din care face citirea. Decurile înseamnă acele pachete de cărți de tarot. Unul explică mai în detaliu, altul explică mai superficial. Dar subconștientul vostru vă ghidează către mesajul pe care voi trebuie să-l auziți. În continuare, voi sunteți cei care acționați și cei care vă găsiți răspunsurile. Vă nimeriți, să spunem, pe pagina mea de uh, YouTube, pe canalul meu și vedeți acea citire de tarot pe care ați văzut-o, păstrez foarte simplă, extrag o singură carte de tarot și vă spun asta urmează să se întâmple sau energia asta este cea în care vă veți scălda în luna respectivă. Ați ajuns prin urmare fix la mesajul pe care voi, cu mintea voastră subconștientă, vreți să-l aduceți în conștient. Chiar și în acel moment în care ascultați mesajul de la persoana care reprezintă cumulul de calități pe care voi le căutați la un cititor de tarot, chiar și acolo aveți posibilitatea să luați, să primiți mesajul în viața voastră, adică ceea ce rezonează cu voi să rămână să se lipească, sau puteți să spuneți, este o mare prostie, eu sunt capitanul sufletului meu, I am the master of my soul, I am the captain of my ship, ceva de genul ăsta, sunt capitanul vaporului meu. Și puteți alege dacă păstrați sau nu păstrați informația care a venit. Astfel se produce la marea majoritate a oamenilor, acel moment în care ceea ce spune cititorul se pupă cu ceea ce vreți voi să auziți sau ceea ce vă interesează în acel moment să fie conștientizat din subconștientul vostru, adus din bagajul vostru nevăzut al minții voastre mari care este conectată la univers și aduceți toată informația de care aveți nevoie în plan conștient pentru a ști cum să driblați, ce decizii să luați, către ce job să vă îndreptați, ce poveste de iubire să hrăniți sau nu. Deci, acesta a fost primul aspect, faptul că nu este nicio magie în tarot și că voi înși vă, vă găsiți mesajul de care aveți nevoie. Al doilea secret, să spunem, al citirilor de tarot pe care le efectuez eu... Uh, reprezintă faptul că, dacă efectuezi citire de câte o singură carte per zodie, vă sfătuiesc de fiecare dată, la începutul citirilor de tarot, să citiți atât, să ascultați mesajul atât pentru semnul în care se află Soarele vostru, uh, pentru semnul în care se află Luna în harta voastră astrală și în unde se află Ascendentul. Dar de fiecare dată, când ascultați aceste citiri pe trei zodii diferite, Uh, trebuie să țineți cont de ce aspect ține acea citire. Spre exemplu, dacă ascultați uh, ce vă spune citirea de tarot pentru zodia în care se află soarele vostru, adică spuneți sunt berbec, sunt leu, sunt scorpion, trebuie să vă concentrați pe mesajul acela al citirii, făcând legătura cu persoana voastră, cu, cu uh, ceea ce sunteți voi. Uh, complet, interior-exterior, ce vă considerați voi că apăreți în fața celorlalți oameni. Dacă ascultați mesajul la luna voastră, trebuie să vă gândiți că este personalitatea voastră autentică, originală, cea care sunteți când nu este nimeni în preajma voastră, nici măcar câine, nici măcar pisică, cine sunteți voi în interiorul casei voastre când nu vă vede nimeni. Ceea ce veți asculta acolo reprezintă Emoțiile voastre cele mai reale, cele mai apropiate de inima voastră, ce simțiți voi cu adevărat, care este cu adevărat starea voastră emoțională în acel moment. Și dacă ascultați uh, mesajul pentru semnul în care se află ascendentul vostru, ascendentul vostru reprezintă ceea ce proiectați la exterior, ceea ce arătați uh, oamenilor din jur. Uh, spuneam în materialul anterior, în care am vorbit despre personalitatea oamenilor, despre cum avem o parte în interiorul nostru, copilul nostru interior, și una pe care o proiectăm în exterior, care se numește persona. Este acea persoană pe care voi o îmbrăcați, o pieptănați, o machiați, o prezentați în lume impecabilă. Nu contează că acasă ați stat două săptămâni în aceleași pijamale sau că aveți pete de gem pe tricou. Când ieșiți în lume, sunteți un individ respectabil care se pretează să fie tratat cu mare uh, uh, onoare de către cei cu care se întâlnește. Așa că acel semn al ascendentului reprezintă ceea ce vor percepe alții despre voi când veți ieși în lume. Mesajul se va referi strict la felul în care vă percepți ceilalți. Urmărind toate aceste trei semne, vă puteți face o imagine de ansamblu despre starea voastră în luna respectivă sau în săptămâna respectivă, perioada în care se face citirea de tarot. Al treilea aspect este că cărțile de tarot au tot felul de imagini, pictograme pe ele, care reflectă tot felul de, nu știu, simboluri ancestrale. Cărțile de tarot. La originea lor au fost niște cărți de joc. Dar pentru că pictogramele de pe ele reprezentau tot felul de aspecte ale vieții umane, atât ale vieții spirituale cât și ale vieții din plan material, toate aceste imagini au fost foarte atent realizate de către Coleman Smith, cred că așa o cheamă Pamela Coleman Smith cea care a realizat pictogramele pentru cărțile de tarot din pachetul Rider-Waite reprezintă acele simboluri ancestrale la care rezonează fiecare om de pe această planetă, pentru că sunt simboluri care vin din subconștientul colectiv. Ce sunt aceste simboluri? După cum vedeți, în ziua de astăzi puteți lua orice bebeluș, orice copil, și dacă vede acel M de la uh, McDonald's, știe că este ma magazinul McDonald's sau uh, restaurantul McDonald's de unde poate mânca uh, hamburgeri. Uh, atunci când vedeți, spre exemplu, o sticlă neagră cu uh, o emblemă roșie, știți foarte bine automat că este vorba despre Coca-Cola. Nu vreau să fac reclamă pe acest canal, dar vă spun cum rezonează aceste pictograme, aceste imagini, sunt acele simboluri de branduri pe care le recunoașteți instant. Creierul vostru creează o întreagă poveste despre acea emblemă pe care o vede. Nu trebuie să, spună, să vă spună nimeni care este simbolul ce înseamnă Coca-Cola, că imediat când vedeți scrisul acela roșu și o sticlă neagră, îi recunoașteți imediat toate calitățile. Vă plouă în gură, simțiți deja aciditatea, simțiți deja cum scoateți gomotul acela când desfaceți dopul unei sticle de Coca-Cola și așa mai departe. Deci vă creează o întreagă poveste, la fel cum atunci când vedeți probabil, nu știu, emblema McDonald's-ului. Vă plouă o gură, vă este foame brusc, vă apucă tot felul de senzații în stomac. La fel și în cărțile de tarot, simbolurile acestea reprezintă aspecte ale subconștientului colectiv cu care rezonează nu numai românul din voi, dar și turcul, dar și arabul, dar și indianul și nordicii și așa mai departe. Pentru că aceste simboluri reflectă foarte multe elemente din arhetipurile umane ale subconștientului colectiv. Dacă dumneavoastră, dacă voi, pardon, vă uitați la această carte, vedeți steaua, vedeți acest, această legătură puternică între cer și pământ și toate elementele naturii și un personaj gol, la fel acest simbol reprezintă legătura dintre cer și pământ și pentru orice alt om de pe această planetă care probabil nu împărtășește același trecut cu al vostru. Simbolistica din cărțile de tarot ajută astfel cititorul de tarot în esență să facă legătura cu imaginea din subconștient și să o traducă prin mintea sa conștientă, prin experiența proprie de viață și să o aducă în prim plan. De aceea, pentru fiecare cititor de tarot, există o carte, de care, cel puțin o carte, de care se teme. De fiecare dată, atunci când efectuez citirile de tarot, temerea mea cea mai mare nu este de turn care vine și zgâlție din temelii și clar înseamnă o situație gravă în care se produc accidente, evenimente care duc la o trezire, o zdruncinare masivă în viața omului. Nu mă sperie nici zece de săbii unde acel individ zace spintecat pe malul mării cu 10 săbii înfipte în spinare, dar mă sperie această carte. Această carte reprezintă 5 de monede care, în sens generic, reprezintă acea stare în care vă simțiți left outside in the cold sau lăsați afară în frig. Atunci când v-ați simțit abandonați de cineva, când ați fost părăsiți, atunci când ați suferit de foame pentru că reprezintă sărăcie, foame, boală, mizerie, toate elementele suferinței umane. De câte ori văd această carte, rezonează foarte puternic cu mine în sferă negativă, pentru că am trecut prin toate aceste evenimente în propria mea viață. Astfel, am reflectat asupra acestei cărți ca să nu mai am teamă de ea de câte ori apare într-o citire și am realizat care este partea ei pozitivă și care este vibrația pozitivă. Pentru că toate cărțile de tarot au atât o parte pozitivă cât și o parte negativă. Nu sunt exclusiv rele și nu sunt exclusiv bune. În această carte am reușit să transced dincolo de această imagine dureroasă pe care o vedeți la prima vedere. Primul impact vizual este acela de abandon, de părăsire, de dramă, de foamete, de frig. Și am realizat că este o carte cu o putere foarte mare de alchimizare, în sensul că, deși este vorba despre monede, despre aspectul material. Din viața oamenilor, și cum se simt ei abandonați, lăsați în exteriorul acestei biserici care este frumos împodobită, și cum înaintează ei prin frig, zgribuliți, înfometați, știind că înăuntru se găsește belșug. Eu am realizat că este această puternică alchimizare și că, de fapt, această carte nu trebuie citită ca o carte a monedelor sau a bunăstării de ordin material ci este o carte pe care aș asocia-o mai degrabă cupelor sau sentimentelor umane sau emoțiilor umane. Pentru că, indiferent că acești doi indivizi sunt bolnavi, gârbovi, înfometați, înfrigurați, lăsați pe din afară de către ceilalți care probabil se ospătează în interiorul acelei biserici la căldură și la lumină, ei doi se au unul pe celălalt. Și asta înseamnă pentru mine partea pozitivă a acestei cărți, în sensul că de fiecare dată când o voi găsi într-o citire, înseamnă că indiferent prin ce greutăți treceți, Concentrați-vă pe oamenii care vă sunt alături în acele momente de greutate, pentru că acolo este averea voastră în acel moment și că, prin intermediul lor, cu ajutorul lor, veți reuși să ajungeți la liman. Probabil veți ajunge la un patru uh, de băte care simbolizează acel portal prin care treceți în, uh, înspre fericirea voastră. Aceasta este cartea de care mă temeam după cum vă spuneam și simbolistica este foarte puternică. Monedele rezonează la fel pentru toată lumea în subconștientul colectiv, bătele rezonează la fel pentru oamenii în subconștientul colectiv, bătele reprezintă acea bătaie, da, este ceva pasional, izbucnit din pasiunile voastre. Monedele reprezintă simbolul uh, avuției materiale, nu neapărat al banilor și al finanțelor, cât al sentimentului de siguranță, de împământare, de... Uh, Picioare ferme așezate pe pământ. Picioare ferme așezate pe pământ. Și uh, săbiile care uh, taie prin aer, da, reprezintă acel element al aerului și reprezintă totodată sfera intelectului nostru, pentru că mintea noastră este volatilă, ea nu, nu o vedem, nu există fizic, dar hălăduie și are o mare contribuție în existența noastră. Este asociată cu rațiunea, cu uh, uh, gândurile. Cu mintea, și așa mai departe. Al patrulea secret este că tarotul real reflectă viața reală. Nu se face nicio prezicere de viitor prin intermediul tarotului. Ceea ce văd eu în cărțile de tarot reprezintă energia în care voi vă scăldați, este energia voastră pe care eu reușesc să vă pun cu o oglindă în fața ochilor voștri. Și nu invers, nu văd eu ce se, ce se va întâmpla în viața voastră, vă spun și voi crezând ceea ce vă spun eu, se vor desfășura acele evenimente în viața voastră. Ci este taman invers, tot ceea ce văd în acele cărți și tot ceea ce vă transmit, este ceea ce se produce deja, ceea ce există deja în viața voastră. Este starea energetică în care deja vă scăldați. Dacă cărțile mele sau citirile mele de tarot relevă de multe ori și situații legate de viitorul apropiat, asta nu este iarăși nicio mare magie în continuare, ci este o anticipare pe baza emoțiilor și situațiilor și stărilor pe care le văd în acele cărți reușesc să fac așa un fel de forecasting sau de predicție, prezicere a viitorului apropiat pe baza energiilor prezente. Pentru că, vorba aceea, nu sunt un om care s-a născut ieri pe acest pământ și dacă văd că sunteți într-o situație în care v-ați retras într-un patru de săbi, spre exemplu, în care vreți să vă refaceți puterile, pot anticipa că în perioada următoare va urma foarte multă acțiune, foarte mult implicare în viața socială veți ieși și vă veți arunca în lume, pentru că așa cum indică orice aspect al vieții umane, totul este o alternare între acțiune, non-acțiune, acțiune, non-acțiune. Non -acțiune. Acele simboluri ale unei electrocardiograme în care suntem când sus, când jos, când sus, când jos. Ne retragem, ne refacem puterile, ne ducem în lume, ne avântăm și uh, întreprindem o anumită acțiune. De aceea prezicirile care sună a uh, preziceri de viitor sunt lucruri care uh, sunt firești după energiile relevate de acea carte. Totodată, uh, anumite aspecte sunt iarăși de bun simț și țin de experiența de viață a cititorului de tarot. Dacă vă îndreptați spre oamenii mai în vârstă care efectuează citiri de tarot, veți vedea că nu numai că au un vocabular mult mai bogat despre emoțiile descrise în acea carte, dar vă vor da și anumite sfaturi, vă vor spune și anumite lucruri care uh, rezonează cât mai bine cu starea în care vă scăldați, pentru că acei oameni au un bagaj personal al emoțiilor lor, al trăirilor lor, din care vă pot împărtăși și vouă. Un exemplu concret este acela, spre exemplu, prin care eu pot să anticipez de ce boală vor suferi oamenii în următorii 10-20 de ani, peste 10-20 de ani. Atunci când vă uitați afară și vedeți, spre exemplu, că noua modă dictează acești pantaloni, trei sferturi, unde fetele umblă cu gleznele goale, este lesne de înțeles că peste 10 ani, ortopezii, oamenii care țin de probleme reumatice, vor câștiga foarte mult de pe urma tuturor acestor boli care se vor dezvolta în timp. De ce am reușit să anticipez acest lucru? Pentru că și pe vremea tinereții mele, când aveam 25 de ani, era moda acelor blugi cu talie joasă și că erau afară minus 14, minus 20 de grade, eu umblam cu buricul gol. Ce s-a întâmplat în prezent este că am tot felul de probleme la coloană, în zona mijlocului sau tot felul de probleme cu, nu știu, infecții ovariene și așa mai departe, care țin de Tinerețea mea zgubilitică și si de moda care era dictată în acea perioadă. Deci, este foarte ușor să proiectezi pe baza ceea ce vezi în prezent. Dacă ai o experiență de viață, dacă ai trăit în plan conștient, dacă ai reușit să tragi învățături din toate aspectele vieții tale, reușești să faci așa o punte imaginară de legătură cu unde va duce viitorul în acea situație. Și si al cincelea secret al cărților de tarot, care nu este un mare secret, este că toate citirile sunt pozitive. Fie că vă place să vedeți acest aspect, fie că nu, depinde dacă sunteți o persoană pozitivă, optimistă sau una negativistă, toate citirile de tarot sunt pozitive. O să vă îndreptați natural către acei oameni care fac citirea pe gustul vostru. Dacă vă considerați o persoană realistă, nu o să vă duceți plocon peste cei care vă spun cu șapte semne de exclamare că viața voastră brusc se va schimba și veți domni peste acest pământ într-o stare de mare reverie, de mare bucurie și, nu știu, într-o bogăție de plină. Dacă sunteți oameni uh, uh, pesimiști, veți căuta acei cititori care vă vor spune tot felul de tragedii. O să aveți un accident, o să aveți o boală, atenție la nu știu ce și atenție la nu știu ce dacă sunteți oameni optimiști sau pe vibrație pozitivă, vă veți îndrepta spre oamenii care nu fleșuiesc în niciun fel, dar nici nu vă dau tot felul de tifle în cap ca să vă taie tot elanul și toată speranța de viață. Dar citirile de tarot sunt eminamente pozitive pentru că traseul spiritului este întotdeauna ascendent. Spiritul vostru din momentul în care se naște și până la moarte parcurge așa zisa colectare de experiențe de viață. Orice vi se întâmplă, orice aspect, că este dramatic, că este mai puțin dramatic, că este foarte fericit, că este mai puțin fericit, duce la colectarea de experiențe pe care voi le înmagazinați precum o albinuță în găletușele voastre și pe care seară de seară le deversați în subconștientul colectiv de unde alți oameni pot extrage învățături fără ca să treacă neapărat prin aceeași durere prin care ați trecut și voi. Citirile sunt pozitive mai ales la citirile pe care le efectuez eu, mă focusez pe aspectul pozitiv pentru că, cred în acest lucru, dacă îi atrag atenția unui om asupra unor evenimente negative care pot apărea în cărțile de tarot, cum este această carte nefericită din punctul meu de vedere... Voi deschide conștientul omului spre acea tragedie. Dacă mă și place că sunt drăguță, că am o voce frumoasă, că îi vorbesc cu calm, atunci el va tinde să creadă drama pe care eu încerc să-i inoculez prin acel mesaj. De aceea, încerc să văd partea pozitivă a cărții și să mă adresez vibrației înalte din mintea acelui om. Dacă te adresezi vibrației înalte din mintea omului care deja a decis să-ți dea ascultare, atunci mintea lui conștientă va merge cu toată forța înainte spre a se ridica la acel nivel. Îi face ast astfel un bine acelui om și îți face astfel un bine și ție însăți ca cititor de tarot, pentru că energia lui pozitivă, în momentul în care va auzi acel mesaj, îi va ridica lui vibrația și îl va duce către aspirațiile lui, către destinul lui mult mai lin și mult mai frumos, și recunoștința pe care acela o va simți față de citirea ta de tarot, îți va întoarce și ție egalul acelei energii frumoase. Și ce poate fi mai frumos pentru un cititor de tarot decât să citească un eveniment fericit în viața cuiva și apoi să citească în comentariile de pe YouTube că într-adevăr asta se întâmplă în viața acelui om și că i-au mers toate strună. Mai mult decât orice plată financiară, materială, decât a, adunarea tuturor abonațiilor, like-urilor, comenturilor, pentru mine contează ca toate mesajele pe care eu le transmit pe acest canal, fie că sunt citiri de tarot, fie că sunt alte mesaje spirituale, este să ajute cel puțin un om care privește aceste informații materiale și să se ridice deasupra vibrațiilor joase, vibrațiilor de descurajare, de rușine, de vinovăție. Pentru că acelea reprezintă, din punctul meu de vedere, moartea spiritului uman. Acestea fiind spuse, astea au fost cele 5 secrete ale citirilor mele de tarot. Am vrut să clarific acest aspect pentru a fi luate în calcul de fiecare dată când ascultați mesajele din citirile pe care le am eu lună de lună. Vă pup pe data viitoare. La revedere.